Astăzi este duminică și după cum v-am promis, în fiecare duminică discutăm despre criptomoneda ta preferată. Exact. Lasă-mi repede un comentariu și spune-mi ce criptomonedă ai vrea să vezi într-un videoclip dedicat săptămâna viitoare, adică duminica viitoare. În acest episod o să discutăm despre ZK Sync, ZK. Aceasta este criptomoneda pe care voi ați dorit să o vedeți într-un episod special. Așa că repede, pune pauză, lasă-mi un comentariu cu ce criptomonedă vrei să vezi în episodul următor. Până una alta, nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip și hai să-i dăm drumul la treabă să vorbim despre ZK Sync. Am intrat repede pe CoinMarketCap și vedem că în momentul de față ZK Sync este la 15 cenți. Dacă vă aduceți aminte, am făcut un videoclip dedicat în care v-am recomandat ZK Sync pe la 10 cenți, pe acolo, unde și eu am cumpărat. Pentru că îmi place foarte mult să pun banii unde mi-e gura. Nu v-aș recomanda niciodată un proiect în care eu nu am investit. Nu v-aș recomanda niciodată un proiect doar pentru că, nu știu, sunt plătit să fac reclamă. În cazul respectiv, nu e vorba de așa ceva, nu sunt plătit de cei de la ZK Sync, pur și simplu îmi place acest Layer 2, pur și simplu îmi place acest proiect și tocmai din acest motiv eu personal am investit bani în el. Vedem că are un total supply de 21 de miliarde, are în circulație deja aproximativ 4 miliarde, a avut un all-time high la 31 de cenți aproximativ și un all-time low la 0.08. Bineînțeles, e destul de greu să nimerești chiar bottom-ul. Și tocmai din acest motiv, eu în momentul în care ZK Sync a început să scadă și s-a dus la 10 cenți, am făcut primul buy. Mi-am făcut un plan de DCA în cazul în care se ducea mai jos. Următorul target era undeva la 0.07. N-am mai ajuns până acolo, niciun fel de problemă. Sunt mulțumit cu cât am cumpărat. Iar acum, bineînțeles, vreau să încep ușor, ușor să iau profit de pe ZK Sync. O să vorbim imediat ce targeturi dau pentru această criptomonedă. Am intrat și pe chart și vedem că în momentul de față ZK Sync are cumva drum liber până la 16 cenți pe acolo, 0161, 0162 pe acolo. Dacă reușește să câștige această rezistență, atunci da, îmi fac mari, mari speranțe și pot spune că ZK Sync a făcut bottom-ul chiar aici. A făcut bottom-ul, atunci aș fi 100% că ZK Sync a făcut bottom-ul dacă reușește să câștige rezistența asta de aici de la 16-17 cenți. Mă aștept ca ZK Sync să ia all-time high-ul pe care l-a avut, adică pe la 30 de cenți. Ba, sincer să fiu cu voi, mă aștept ca ZK Sync să ajungă chiar și la $1. Primul target unde aș vrea să vând ZK ar fi undeva pe la 60-70 de cenți. Atunci o să vreau să dau afară 20%. Iar apoi următorul target, bineînțeles, o să fie $1. Iar la $1 o să dau afară mai mult de 50%. Iar apoi o să las să ruleze ce mi-a mai rămas și o să mai iau profit ușor, ușor. Ar mai fi o variantă, bineînțeles, să înceapă ușor, ușor să se corecteze, să ducă din nou pe la 13 cenți, dar dacă îmi ține suportul de aici nu e niciun fel de problemă. Dacă se întâmplă într-un caz foarte, foarte urât și ZK să ducă mai jos de la 10 cenți, atunci niciun fel de problemă, o să-mi fac planul de DCA pe care l-am făcut inițial. Asta e important, în piața cripto trebuie să fii pregătit pentru orice scenariu. Pentru că nu știi niciodată încotro se îndreaptă piața. Cine zice că știe 100% unde se va îndrepta piața și ce va face piața, te minte cu nerușinare. Nimeni nu știe 100% ce urmează să facă piața. Putem bănui, bineînțeles, asta putem face. Din punctul meu de vedere, ZK Sync, la acest Layer 2 pentru Ethereum, este una dintre cele mai bune investiții risk-reward. Adică este un proiect serios, este un proiect care nu este dinozaur, adică nu are o vechime atât de mare, iar istoria ne-a arătat că dinozaurii nu performează la fel de bine ca proiectele astea noi, ca proiectele astea fresh. În primul rând, pentru că tehnologia avansează și există o variantă mai bună a proiectului de dinainte și în al doilea rând,
se creează hype pe ele, fiind noi. Și tocmai din acest motiv consider că e mai bine să ne orientăm către proiectele astea mai noi, către narativele astea mai noi, decât cele vechi. Iar acest proiect, ZKSync, este foarte bun. Are un risk reward extraordinar. Bineînțeles, acum nu zic să te duci all-in pe acest proiect. Nu, să ai un 2%, 3% din portofelul tău investit în această criptomonedă. Absolut, nu e sfat financiar. Tu iei propriile tale decizii, eu pur și simplu spun ce fac eu și ce cred că este bine. Am uitat un pic și pe Twitter la ei, vedem că au 1.4 milioane, au engagement destul de bun, 400.000 de vizualizări, 20.000, 40.000, 28.000, 50.000, este în regulă și cu engagement-ul, deci este un lucru foarte bun. Site-ul lor este foarte clean, este foarte bine făcut, este foarte curat, este foarte îngrijit. Nu avem ce să-i reproșăm acestui proiect. Nu vreau să intru foarte mult în amănunt în ceea ce face ZKSync. V-am zis pe scurt, v-am arătat pe scurt, pentru că vreau ca tu să-ți faci propriul research înainte de a investi. Nu vreau să investești și să cumperi acest proiect doar pentru că ai văzut la mine și că ți-am zis eu să faci lucrul ăsta. Nu! Vreau să-ți faci propriul research, vreau să prinzi încredere în proiect, vreau să-ți tragi propriile concluzii și după ce faci toate lucrurile astea, să-ți iei propria decizie. E bine sau nu e bine? Ăsta a fost episodul de duminică. Dacă și tu ai o criptomonedă preferată și vrei să o vezi într-un episod special, lasă-mi acum un comentariu și spune-mi ce criptomonedă ai vrea să vezi. Nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!